Pentru toți participanții de la palavrele de astăzi, 25 septembrie 2015, de pe Curaj TV, la tema despre cerșători, o poezie. Viața omului în lume e un zbucium, trudă multă, e croită parcă numea să nu fie întreruptă. Doar o boală, o problemă, studii, vacanțe, concedii, fiecare au o temă ce necesită remedii. În voiajul meu prin țară, de concediu oferit, mă uitam prin geam afară la cel domnofăurit. Vedeam câmpii minunate, cu multicolore flori, copaci cu frunze late, ierburi verzi, multe splendori. Am ajuns să văd și munții, dealuri, podișuri, vâlcele, am văzut trecând recruții, mașini multe, trenuri grele. Nu vor putea fi descrise niciodată ce am văzut. Rămânea vor doar ca vise despre care n-am crezut. Și așa privind într-una, am devenit obosit. Mi-am fixat haina cu mâna și în curând am adormit. Începui să am și vise despre tot ce am admirat, când ușa ni se deschise și apăru un bărbat. Fie-vă milă de mine, Domnul vă va răsplăti, zise el printre suspine și vocea i se opri. Ceilalți de lângă mine, ce călătoreau în tren, se priveau cu suspiciune și-și făceau ceva un semn. Sunt bolnav, nenorocit, familie numeroasă, zise el cu glas sfiit și cu voce tot mai joasă. Câteva mâini se întinse, oferind câțiva bănuți, spre ființa ce venise să cerșească pe la mulți. Eu n-am întins a mea mână, deși omul aștepta. Chiar de vroia să rămână, tot nimic nu căpăta. Căci prin prima mea privire, eu nu l-am văzut bolnav, nici având o altă fire sau ceva destul de grav. Arata îmbrăcat bine și chiar voinic arăta, și eu mă cunosc pe mine, nu mă poate înșela. Nu dau bani la oricine, poate-i bețiv, e golan, dacă vrea să-și meargă bine, să învețe ce înseamnă ban. Așteptând cu mâna întinsă și văzând că nu-l servesc, cu o voce parcă stinsă, zise el, vă mulțumesc. El plecă să mai cerșească, eu căutai din nou să dorm și sub privirea cerească mă cufundai iar în somn. Numai că de data asta somnul meu fi tulburat de-o ființă minunată ce a venit și m-a întrebat. De ce a mea rugăminte tu nu mi-ai îndeplinit? Nu ți-am pretins lucruri sfinte, ci ceva obișnuit. Un bănuț doar de la tine am dorit să am și eu, de mi-ai fi dat să știi bine, îl serveai pe Dumnezeu. Să nu dați nimic de sila, ci numai cum am zis eu,
când tu de săraca ai milă împrumuți pe Dumnezeu? Cum nu înțelege a mea vrere când ți-am spus-o clar și bine, chiar de haina îți va cere, dă-i cămașa de pe tine. Celui ce-ți va cere, dă-i, nu căuta la fața lui. Oamenii sunt buni sau răi, dar ce dai, dai Domnului. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, cred că o știi. Săvârșești păcat în tine cu efect în veșnicii. Nu ți-am spus eu de pe munte, milostivi să fiți mereu, căci atunci de-a voastră frunte eu voi pune semnul meu. Numai un pahar cu apă de vei da celui setos, vei primi a mea răsplată și în cer și aici jos. Și acum, hai scoală, du-te, caută-l pe cerșător, fă-o asta cât mai iute, să ai mândru viitor. M-am sculat în grabă mare și am ieșit în coridor, eram într-o altă stare, dornic de a da ajutor. Și am luat pe rând vagoane, să întâlnesc pe omul meu, să plătesc a mele toane, să mă împac cu Dumnezeu. Dar parcă el dispăruse, era ultimul vagon, necredința-mi apăsase de întâlnire cu acel om. Dar la ultima ieșire, omul meu se pregătea, îmbrăcat slab și subțire, jos din tren ca să se dea. Atunci striga eu tare, stai puțin, vreau să-ți vorbesc, și din dragostea mea mare vreau ceva să-ți dăruiesc. Speriat rămase omul de surpriza neașteptată, dar eu mă gândeam la Domnul să-mi repar greșala toată. Uite, haina mea de piele, ți-o dăruiesc cu plăcere, ia-o pentru vremuri grele, ia-o din mâinile mele. Îi uite câteva parale, îți mai dau să ai de drum, să mai îndrepți a ta stare, ți-i dăruiesc chiar acum. Mirat omul mă privește, ce-o fi gândind, n-are rost, dar a zis că-mi mulțumește din inimă pentru tot. Vai, ce fericire mare m-a cuprins ființa toată, i-am dat și o sărutare, ne-am strâns mâna la oaltă. I-am urat și fericire, i-am ajutat să coboare, în timp ce a mea simțire trepida din viorare. Am rămas singur acum și am strigat spre Dumnezeu, Doamne, ajută-mă într-una, cum ești Tu să fiu și eu. Iartă-mi gestul, necredința, șterge tot trecutul meu, întărește-mi azi credința să fiu pe deplin al Tău. În orice împrejurare vreau să plec cuvântul Tău, oricât jertva e de mare, fericit voi fi doar eu. Fă-mă să prețuiesc toate, așa cum m-ai învățat, fă să înțeleg ce se poate când de tine-s ajutat. Dragii mei, în orice vreme, nu uitați că Dumnezeu e gata să ne îndemne să aplicăm cuvântul Său. În orice împrejurare, când pe alții ajutăm, răsplata ne-a fi mare, căci lui Dumnezeu îi dăm. Amin.